pe gheață mă simt ca acasă. Când sunt pe gheață, nu mai am niciun stres, nu mai am nicio problemă. Ea este Andreea și este prietena mea cea mai bună. Și ea este prietena mea cea mai bună. Am trecut prin atât de multe împreună, atât de multe greutăți ale competițiilor, cantonamentelor. Ne aveam doar una pe cealaltă. Cel mai greu moment a fost când mi-a zis Andreea că se va lăsa. Atunci am decis împreună că visul meu se va continua prin ea. Din păcate, la noi în România, în sportul nostru, sunt foarte multe lipsuri. Toți sportivii care vor să ajungă departe trebuie să plece. Foarte dureros să nu poți să te antrenezi în țara ta. A fost foarte greu pentru părinții mei după ce a dat tata faliment. Când vorbesc despre ea, despre patinaj, sunt foarte emoționat. Gândindu-mă că nu pot să o susțin așa cum ar trebui. Nu ne gândeam că poate să existe așa costuri. Este foarte scump. O oră de gheață, 1000 de lei. Au fost momente în care mai bine mă lăsam ca să ne fie mai ușor, să nu îl mai chinui pe tata. În anii trecuți am avut și niște discuții cu alte țări să o naturalizeze pe Andreea. Totul era plătit de acea țară, de acel antrenor, de acel club. Nu am vrut. Pentru că vreau să demonstrez tuturor că și în România sunt sportivi care poate să ajungă ca în alte țări. Tatăl meu a făcut eforturi foarte mari să mă ajute pe mine, să-mi împlinesc visul. Și îi mulțumesc foarte mult. Am dus-o la foarte mulți antrenori de top din lume. Toți ne încurajau și ne spuneau că trebuie să o susținem să meargă mai departe. Antrenamentele sunt extrem de scumpe. Este un cost pe care nu îl suportă nimeni, altcineva decât familia, pentru că nu are cine. În acest moment, Andreea locuiește în Franța pentru a se putea antrena. La noi, în România, din păcate, nu există patinoare, mai ales în București. Andreea, fiind din București, la ea acasă nu poate să se antreneze. N-ai cum să te antrenezi în țara asta. Și este greșit și a trebuit să reprezinte România la Olimpiada din 2026, dar se antrenează în Franța. Am toată încrederea în Andreea. Sunt convinsă 100% că va putea să reprezinte România și va putea să ne claseze acolo sus. Visul nostru este să-și îndeplinească visul ei. Îmi doresc foarte mult să merg la Olimpiadă. Asta ar fi cel mai mare vis. Toată lumea sacrifică tot pentru un vis.